Aproximativ 50 de salariați ai casei județene de pensii din Botoșani au ieșit și la începutul acestei săptămâni în fața instituției pentru a protesta. Aceștia sunt nemulțumiți de salariile mici, care nu sunt în concordanță cu volumul de muncă ridicat și nici la nivelul celor din 2023. Astfel, activitatea de lucru cu publicul a fost sistată timp de o oră și jumătate, perioadă în care funcționarii și-au strigat nemulțumiri. Casa Județeană de Pensii Botoșani s-a solidarizat cu colegii din țară. Este vorba de o solicitare a caselor teritoriale de pensii prin care s-a cerut alinierea la grila Casei Naționale de Pensii Publice, unde diferențele salariale sunt undeva cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei. Practic, cei de la Casa Națională desfășoară aceeași activitate ca și cei din casele teritoriale de pensii, însă salarizarea este diferențiată conform legii 153. Cu toate că noi am făcut acest demers la nivel național, deci toate casele teritoriale de pensii au solicitat alinierea la grila Casei Naționale, la Comisia de Muncă am primit un aviz negativ, a fost trecut prin Senatul României, care nu este cameră decizională, și a respins această solicitare. În această dată, proiectul de modificare a legii se află la Camera Deputaților, care este for decizional. Din semnalele pe care le avem, nu există susținere, nu se dorește alinierea la această grilă de salarizare, cu toate că activitățile desfășurate în cadrul Casei Județene de Pensii sunt cunoscute de către toată lumea. Activitatea este pur și simplu sufocantă, avem un deficit de personal, activitățile cresc de la o etapă la alta, acum suntem prinși în procesul de recalculare a pensiilor din sistemul public, care presupune un efort crescut și derularea de activitate peste durata normală a timpului de lucru, activitate neremunerată, pentru că orele suplimentare nu se plătesc. Dacă în cazul altor instituții de concentrație a existat înțelegere, cum ar fi OCPI-ul, finanțele, s-a putut găsi soluții de aliniere la grila centrală, uitați că în cazul caselor teritoriale de pensii nu s-a... Deci nemulțumirile nu se referă doar la grila de salarizare, ci sunt mai multe. Nemulțumirile vin atât din salarizarea deficitară și din erodarea puterii de cumpărare, cât și din faptul că volumul de activitate desfășurat crește de la o etapă la alta cu același număr de personal sau personal mai redus chiar. Deci deja avem 3 colegi care și-au solicitat transferul în alte instituții publice, fiind de notorietate faptul că în Casa Județeană de Pensii este foarte greu și volumul de muncă foarte mare. Veți continua aceste acțiuni de protest și în perioada următoare, adică și pe parcursul acestei săptămâni? Da, noi ținem legătura cu colegii din țară, așa se explică că ne-am solidarizat și din informațiile pe care le avem au ieșit în stradă, în fața instituțiilor, manifestându-și nemulțumirile 27 de case teritoriale de pensii, inclusiv sectoarele din București, Ilfovu și Casa de Pensii a municipiului București. Dacă nu ne facem auziți, e firesc să continuăm protestele și chiar să le radicalizăm prin paralizarea completă a activității instituției, indiferent de riscurile care ne vor fi aduse la cunoștință de către forurile superioare.